Masacru de proporții în parcurile naționale din țară. Riscăm să ne trezim cu un deșert în loc de copaci din cauza exploatărilor ilegale. Doar în ultimii 4 ani au dispărut de pe fața pământului 3600 de hectare de pădure. Lemnul a fost transportat de peste 60.000 de camioane, adică o coloană de mașini pline cu bușteni care ar ajunge de la București până la Nădlag. Asta arată o anchetă Agent Green, un ONG care luptă pentru protejarea biodiversității. Cifrele pe care noi le-am obținut, care nu sunt niște cifre puse la dispoziție de instituțiile statului, pentru că toate au refuzat să ne le pună spre analiză și spre documentare, sunt următoare. Din 2014 până în 2018, din parcurile naționale a fost exploatată o cantitate echivalentă a 1,2 milioane de metri cubi. Sunt cam 7200 de terenuri de fotbal care au dispărut pur și simplu. Și nu este vorba de faptul că au dispărut, dar este vorba despre bogăția în biodiversitate pe care aceste păduri o adăpostesc. România mai are păduri protejate doar în teorie, pentru că autoritățile închid brutal ochii și trag foloasele, care nu sunt puține. Investigatorii Agent Green arată că statul român a obținut în ultimii 5 ani venituri de cel puțin 60 de milioane de euro prin exploatarea industrială a acestor arii naturale, așa zis protejate, și a pădurilor seculare. Mai mult, autoritățile pun bețe în roate ONG-urilor care trag un semnal de alarmă. Te lupți cu un stat care e destul de rigid. Reacțiile Regiei Naționale a Pădurilor, care de altfel administrează 12 din cele 13 parcuri naționale, a fost de respingere a realității, de negare a realității. Am ajuns până în punctul în care a trebuit să facem reveniri asupra comunicatelor de presă. Ne-au acuzat că imaginile nu sunt din parcuri. Dacă autoritățile române dau dovadă de nepăsare crasă, oficiali europeni sunt acum foc și pară în urma anchetelor publicate de Agent Green. Trebuie să recunosc că ceea ce am văzut este îngrijorător, este șocant și strigător la cer, și dacă doar o mică parte din ceea ce am văzut este adevărat, atunci este un motiv de îngrijorare din partea Uniunii Europene. Vorbim despre un patrimoniu unic, nu doar al României și al Europei, ci al întregii comunități internaționale. Mai ales că Munții Carpați adăpostesc ultimele oaze de sălbăticii ale Europei, a declarat Humberto Delgado Rosa, comisar european, membru în Directoratul pentru Mediu. România riscă demararea unei proceduri de infringement pentru că nu respectă legislația europeană. Concret, țara noastră ar putea fi amendată cu peste 100.000 de euro pe zi până la stoparea tăierilor. În timp ce autoritățile se facă plouă, românii încep să se mobilizeze în masă. Astăzi, mai mulți activiști au dus o drujbă suflată cu aur la Ministerul Apelor și Pădurilor în semn de revoltă față de proiectul de aprobare a defrișării a peste 56 de hectare de pădure în județul Hunedoara. Drujba a fost oferită simbolic împreună cu o petiție împotriva defrișării semnată de peste 22.000 de români.